Bună ziua, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou interviu, astăzi 25 ianuarie. O am alături de mine pe doamna dr. Sorina Soiescu, căreia îi mulțumesc pentru că a răspuns afirmativ la invitația mea. Și eu sunt Astăzi, cu tot dragul, astăzi ne-am propus, pentru că vedem din ce în ce mai mult dorința de a se discuta despre sănătate în aceste vremuri pe care le trăim, așa cum sunt ele. Și atunci, pentru că noi am mai avut un eveniment chiar în acest weekend în care am vorbit pe partea de ficat, de detoxifiere, și vom mai avea un eveniment în martie cu Cristela Georgescu, la care vă așteptăm cu drag, unde vom povesti și despre acest eveniment în cadrul interviului. Și atunci, nevoia aceasta, într-adevăr, oamenii tot mă întreabă, ok, ce putem să facem, ce putem să facem să ne păstrăm sănătatea în aceste vremuri. Și de aici și titlul întâlnirii noastre de astăzi, în care vom discuta despre sănătate sau cum putem să ne păstrăm sănătatea în ziua de astăzi. Despre Sorina știm că are peste 30 de ani de experiență, este medic, integrează foarte bine medicina clasică cu tot ce înseamnă medicina alternativă din ce știu. Lucrurile astea deja oamenii le știu, Sorina. Vreau să știu cine este omul Sorina Soiescu. Îți mulțumesc mult și mulțumesc pentru invitație, Alexa. Este o onoare pentru Tot mine dragul. să fiu alături de tine, pentru că am lucrat împreună la câteva evenimente și realmente admir munca pe care o faci. Mulțumesc. Și chiar e o plăcere să împărtășim un picuț idei, gânduri, cuvinte, simboluri. Știi, cuvintele sunt simboluri, de fapt. Noi încercăm pur și simplu, în mod imperfect, să punem în cuvinte trăiri, senzații, viața. Să ne explicăm un picuț inexplicabilul. Cine sunt eu? Dincolo de nume, de titluri, de experiență, de activitate. Astea sunt publice chiar și pe site-ul tău, pentru cei care ne urmăresc, centrunatura.ro, pot afla, ai și CV-ul acolo cu tot ceea ce ai făcut și ce desfășori. De asta zic, lucrurile astea se pot afla foarte ușor. E foarte clar că de asta le și fac publice. Reprezintă imaginea mea publică. E Corect. normal. Și e ceva ce fiecare din noi își construiește în cursul vieții. Așa e. De ce am construit imaginea asta? Ce m-a făcut să caut și să umblu pe toate drumurile astea? Sunt întrebările pe care să știi că mi le pun de foarte devreme din copilărie. Cine sunt eu? Asta sunt întrebările mele, știi? Am fost un copil extrem de curios. Și mă uitam așa, uite așa la adulții din mei, din jurul meu, la părinții mei, la bunicii mei, la toți adulții care erau. Și mă tot uitam la ei, mai ales în momentele dificile ale lor. Știi? M-au impresionat foarte tare de copil, momentele dificile, perioadele de boală, de suferință, certurile, traumele prin care treceau. Copilul care eram în acea perioadă vedea lucrurile într-un fel. Dar știi cum? Vedeam că multe dintre ele nu erau necesare. Știi, chiar stăteam și mă uitam. Apropo de sănătate, vorbeam, asta e și tema interviului, cum să rămâi sănătos în ziua de astăzi. De fapt, întrebarea e cum să rămâi sănătos când ești om. Pentru că nu-i doar ziua de azi. Corect. Mă întorc în urmă, acum 40 de ani, 50 de ani, deci fac parte din generația decrețeilor în timpul lui Ceaușescu, da? Deci nașterea mea s-a întâmplat acum aproape 53 de ani în urmă, când Mulțumesc. s-a decis să crească Să populația. experimentezi, da, și să experimentezi viața până la urmă. Exact, și să experimentez viața. Și atunci am apărut alături de foarte, foarte mulți copii pe lume și îți dai seama că am trăit într-o perioadă care era la fel de plină de confuzie ca cea de astăzi, dar diferit, la alte puncte, în alte repere. Pentru că erau repere economice, erau repere legate de supraviețuire, erau repere legate de a-ți găsi locul în lume, într-o lume foarte aglomerată. Peste tot pe unde am fost în clase supradimensionate. Eram un elev într-o clasă cu 40 de elevi, în care o singură învățătoare sau educatoare încerca să facă față testosteronului și estrogenilor, știi, care izbucneau prin fiecare por. Și am realizat că lucrurile în jurul meu sunt ciudate și stranii și nu înțelegeam de ce oamenii recurg de multe ori la comportamente agresive și violente și de neînțeles de multe ori de la persoane pe care le știam că sunt persoane bune și blânde. Nu înțelegeam de ce recurg la drogare
Știi? Am văzut atâția adulți drogați în jurul meu. Și știi foarte bine că românii se droghează în mod legal cu alcool și cu mâncare. Asta se întâmplă. Mâncarea poate fi un drog. Depinde cum o folosești. Știi? Cred că orice poate deveni un drog. Orice de care faci abuz. Practic e Corect. vorba de abuzuri. Da? A te menține în stare de sănătate înseamnă a menține un echilibru și a menține o cumpătare, o economisire a O resurselor. armonie, poate, am putea spune. Armonie între interiorul tău și exteriorul tău. Nu bagi în interiorul tău, nu bagi în stomacul tău, care are dimensiunea unui pumn, pumnul de la mâna dreaptă, atât arată stomacul. Dacă pun un măr lângă, o să vezi că cam ocupă acest stomac. Gândește-te că pui trei feluri de mâncare, da? Felul întâi ciorba, felul doi și desertul, care Desert. trebuia obligatoriu să le consum în copilărie Că și avea dacă nu nevoie mănânci tot din de... farfurie, mor alții de foame, știi? Absolut. Și era toată teoria asta care mi se repeta zi de zi, știi? Era o îndoctrinare mentală și era în același timp o stimulare fizică urmată de suferință. După masa aia mi era rău. Deci din totdeauna am fost un copil căruia i-a fost rău în copilărie. Tot timpul îmi înțeleg foarte bine pacienții, eu de asta m-am făcut medic. Apropo de cine sunt eu din spatele medicinii, o persoană care a trecut prin multe suferințe în cursul vieții, care a înțeles de la suferința unui copil și cea emoțională, și cea mentală, dar și cea fizică, și până la suferința adultului care am devenit și care, devenind mamă, după aia m-am confruntat cu suferința copilului meu, cu suferința oamenilor din jurul meu, cu părinții care au început să dispară din viața mea și a trebuit să gestionez toate lucrurile astea, căutând întâi sprijin la alți colegi și la alți adulți mai mari și observând că nu prea găsesc sprijin coerent. În general, sprijinul care mi se dădea era sprijin de, știi, lozinci. Lozinci găseam foarte multe. Și teorie cât cuprinde. Modele Și practice, astăzi, da. cred că nu s-a schimbat mare lucru în Asta perspectiva vreau asta. să-ți povestesc, că lucrurile sunt la fel. Din punctul meu de vedere, nu se schimbă decât contextul. Oamenii rămân cumva structural la fel, pentru că se perpetuează de la o generație la alta, se perpetuează tehnicile de domesticire și de creștere asemănătoare ale copiilor. Șansa enormă pe care eu o simt în ultimii 10-20 de ani, să știi că este această conectare online și această tehnologie fabuloasă care ne-a fost adusă. Da, ea are un scop de manipulare, că tehnologia are întotdeauna scop de manipulare, dar are și efecte benefice multe. Faptul că reușim să avem acces la informație. Iar cheia este filtrul. Cum filtrăm? Știi, cum reușim să învățăm? De fapt, asta cred că dacă aș putea să transmit oamenilor atunci când fac toate aceste programe educaționale, dacă aș putea să-i învăț cum să le funcționeze bine filtrele, cum să filtreze, știi, ce e util și ce nu e util din viață, din ce primesc, din informații, chiar reacțiile corpului. Știi că sunt unele reacții pe care le poți interpreta exagerat și altele pe care le neglijezi, care ar trebui să le iei în seamă. Deci, Corect. apropo de filtre, da? Și de asta am și făcut toate evenimentele legate de ficat. Ficatul, rinichii, plămânii sunt filtre foarte importante ale corpului fizic. Chiar din copilărie eu m-am confruntat cu suferințele lor. Deci, sunt un copil care s-a născut într-un corp deja bolnav. Nu sunt un copil care s-a născut sănătos. S-a născut bolnav și a crescut bolnav. Și atunci, cumva, a trebuit să mă înțeleg și să văd ce pot să fac să funcționez bine, chiar dacă corpul meu n-a avut un start bun. Și am descoperit enorm de multe. Am descoperit puterea acestui corp fizic, am descoperit abilitatea lui de a se autoajusta, autorepara, autoregla. Și descoperind asta, am descoperit minunea lumii în care trăiesc. Că mi-am dat seama că nu sunt ruptă de lume, că sunt o parte din lumea asta, că sunt împreună cu plantele, cu animalele, cu oamenii din jurul meu, un tot, sunt și eu o celuliță din multe alte celule și că am nevoie să-mi găsesc locul potrivit în lume. Știi? Am început după aia să navig și să caut, bă, unde-i locul meu? Unde ceea ce sunt eu și ce dăruiesc eu și ce mă interesează pe mine are sens? Și mi-am căutat locul. Și ți-am spus că am fost un copil curios și un spirit curios care tot timpul observă și se uită. Și tot timpul, știi? Aici funcționează așa ceva așa, o minte foarte, foarte căutătoare și care zice, mă, dar de ce e așa? Dar de ce o fi așa? Asta cum ar fi? Și
mereu focalizându-mă pe câte ceva, știi, când îți pui întrebări, găsești răspunsurile. Că e o Chiar lege. se spune că nu există o întrebare care să ți-o adresezi și să nu ai răspunsul, că nu-l vezi atunci, e altă discuție, dar Da. răspunsul există în tine. Dar există pentru că, știi, noi suntem tot și noi suntem lumea. Și informația este, doar că trebuie când și când să-ți pui focusul pe ceea ce te interesează. Și dacă ești focalizat, gata, ai reușit să ajungi în direcția în care dorești. Deci toată această curiozitate, toată această căutare personală de a depăși o suferință personală m-a dus la cariera medicală și apoi cariera medicală m-a pus în conexiune cu complexitatea și altor probleme și altor puncte de vedere. Îți dai seama că interacționez cu oameni atât de diferiți de mine și am privilegiu, efectiv e un privilegiu, să pot să discut personal, ochi în ochi, cu sute de oameni. Mii de oameni. Deci, chiar stăteam și mă gândeam că în 30 de ani aproximativ de carieră, cred că am vorbit direct cu peste 100 de mii de oameni. Și Wow. nu sunt. Câtă experiență de aici, faptul că Exact. reușești să cunoști atâta varietate, omul în toate ipostazele și natura până la urmă. Clar. Deci, efectiv este un privilegiu. Știi, este un privilegiu pentru că undeva, la un nivel, am avut două posibilități. Una, să-mi dau seama de varietatea uriașă a punctelor de vedere, a energiilor, a plăcerilor, neplăcerilor, a viziunilor, a A poveștilor, vieții, în general, a zic vieții. eu. Deci mi-am dat seama că e o frumusețe, știi? Și că nu pot să fac. Oamenii încearcă să clasifice și să facă tipare, știi? Există cele patru grupe sangvine, cele patru tipare de oameni. Și ți-am zis, cred că am fost 100 de mii de tipare diferite și mult mai multe, sunt miliarde. Îți dai seama că mi-e foarte greu personal Bine, să ajung. foarte multe din astea interacționează între ele, că nu există nimeni 100% într-un Da, fel anume. asta vreau să-ți spun, că dincolo de această varietate, al doilea lucru pe care l-am observat, având acest privilegiu de interacțiune, e partea comună. Deci sunt tiparele comune și structurile comune pe care le împărtășim cu toții. Și am descoperit, pentru mine a fost așa o revelație, când am descoperit, de fapt, structura umanității. Am văzut, de fapt, ce ne caracterizează ca oameni. Știi, am găsit trăsăturile oamenilor, în general, apropo de. Știi cum văd eu un om sănătos? Când are structura aia armonioasă, știi? Aia care e comună tuturor. Și am văzut partea cealaltă din oameni, care e partea care ne face să fim diferiți și variați, e partea animalică. Știi? Este partea aia care seamănă cu ceva din natură, cu orice din natură, cu o plantă, cu un animal, cu o insectă, cu o pasăre, cu orice. Știi? Homeopatia are exact asta e direcția, că îi găsești un remediu homeopatic din acel regn și din acea sursă cu care pacientul rezonează și partea animalică îl face, diferit și personal și special. Dar partea umană e la fel. Oamenii sunt toți la fel la nivel uman, deci ca oameni suntem toți la fel. Toți vrem iubire, toți avem nevoie de siguranță, toți avem nevoie de comunicare, împărtășire, socializare. Și toți avem nevoie să ne găsim un scop și un sens pe lumea asta. Asta e partea de om. Dacă reușești să o adresezi în cursul unei vieți, ești în stare de sănătate, indiferent dacă corpul fizic are sau nu dureri sau suferințe. Dar asta nu sunt în momentul în care partea umană e echilibrată, o parte umană Corect. echilibrată ține în control partea animalică. Partea animalică e acolo, știi, ca un copil de la așa năstrușit, știi? Când cineva, de exemplu, seamănă cu o veveriță sau seamănă cu o pasăre, vrea să zboare, să se ducă, să facă, să vadă, dar de multe ori în detrimentul părții umane, care zice, nu, stai, nu fi pripit, nu acum, nu e momentul potrivit, știi? Și partea umană, când este matură în fiecare dintre noi, stăpânește partea animalică. Animalică. Și asta este efortul, de fapt, în procesul de creștere. Dacă te uiți la copii, sunt niște mici animale. Și mulți dintre ei, ai văzut că noi le și spunem când îi alintăm, dar nu știu, așa îți vine. Gârgârița mea, vulpița mea, Puiuț, da. iepurașule, da, puișorule, dar nu știu de ce, știi, îți vine să le spui într-un anumit fel, știi? Mama, instinctiv, vede partea animalică din copilul ei, știi? Poate pentru că este nefiltrată și chiar există latura aceea animalică, umanitatea e în formare la copil până la urmă. Ea nici nu există. Practic nu Da, există. da. Copiii mici, mai ales până în 2-3 ani, sunt animăluțe, pure. Ei ling, sug, ai văzut, au comportament animalic. Fac exact ceea ce simt, exact. Ce le vine în momentul respectiv, strict din punct de vedere animalic, corect. Asta e. Deci asta și e o parte pură și e ok.
Știi? Toată lumea are regretele alea. Vai, că nu mai suntem copii. Bine că nu mai suntem copii, știi? Că partea animalică, dacă ar rămâne, e mai complicat la adult. Ei, unii să știi că sunt copii și când sunt mari, că se, cum îi zice, se supără, se îmbufnează, fac tot felul de mutre din ele, exact ca și copiii. Nu, sunt cei care n-au partea umană maturată. Știi? De asta rămâne partea animalică, cea care preia mereu controlul, știi? Într-o dispută cu cineva, în momentul în care ai disputa de pe o poziție de adult, știi? Ești adult, adult și îi schimbi acolo impresii, vorbești, reacționezi și așa mai departe, dar într-un final găsești o soluție mutual acceptabilă pentru fiecare, știi? Despre asta e vorba într-o comunicare. Pornești de la conflict și ajungi la o alianță. Corect. Asta face un adult. Un copil, na, când o primește orice ca pe o ofensă și se supără, pune botul. Sunt adulți care fac asta, dar mi arată că partea lor umană nu e complet maturată. Și atunci, adulții care nu funcționează cu partea umană complet matură, sunt adulți care nu se bucură de o stare de sănătate, pentru că e un conflict interior mereu. Și cât timp e un conflict interior, e o stare de nebine în interior. Care se va reflecta și în sănătatea corpului până la urmă. Evident. Pentru că atunci când nu ți-e bine, și comportamentele pe care le ai, de multe ori sunt autoagresive, că încerci să faci ceva să compensezi nebinele. Și de-aia te duci, și bei, și mănânci, și faci cumpărături compulsive, și ai comportament sexual agresiv sau ciudat, și așa mai departe. Deci, te duci pe instincte ca să-ți astâmperi ce? Conflictul interior. Animalicul. Și animalicul, până la urmă. Animalicul. Pentru că nu ai apucat să faci, să construiești partea aia umană care poate să țină animalicul sub control. Știi, m-a impresionat foarte tare în Asia, doar un pic să-ți spun asta, Rog. când vedeam statuile zeiței Kuan Yin, Kuan Yin e un fel de Fecioara Maria, dar pe zona asiatică, e zeița mamă, zeița care oferă bunăstarea și viața tuturor entităților și animalelor, Kuan Yin este reprezentată ca o femeie care mereu stă cu piciorul pe gâtul unui dragon. Știi? Și mă uitam, chiar mă uitam la reprezentările alea și zic, wow, ce interesant, ce... știi, zic, wow, partea umană care ține partea animalică sub control, dar după aia, știi, m-a izbit, de fapt, oamenii aia de la început au văzut chestia asta, știi? Că partea asta omenească are nevoie să crească și partea animalică trebuie să fie în noi. Știi că dacă n-ar fi partea animalică din noi, că lumea zice, hai să o scoate. Cum să o scoți? E partea care ți asigură bucurie, dinamică, asumarea riscului, Supraviețuire până la urmă, e, că acolo este instinctul de adaptabilitate. supraviețuire, corect. Exact. Deci toate astea, deci partea animalică, wow. Dacă cineva te atacă și tu ești doar un adult așa foarte serios, Zen. îți ia gâtul fără nicio problemă, dacă nu ai partea animalică care să te protejeze. Și atunci, da, deci partea umană trebuie să stea cu piciorul pe gâtul dragonului. Știi că la un șarpe, dacă îl ții de gât, îl imobilizezi. Asta e ideea. Corect. Da? Deci de gât. Adică ai grijă ce vorbești. Da? Cât de aici vine. Okay? Îl ții de gât. Și îi dai drumul doar când are sens. Când are sens, Sau când s-a liniștit. îi dai drumul. Și îi dai drumul și pe un pac îl pui la loc și pui piciorul pe gâtul lui. Și am zis, wow, de fapt ăsta e secretul. Știi, ăsta este echilibru. Nu să devii tu un adult foarte matur și serios și responsabil, sau să te duci într-un animăluț din ăla așa nebun și irațional. Echilibru. Echilibru, ții tot timpul partea animalică, dar o ții, o știi, o cunoști, o antrenezi, o mai scoți când și când de acolo când e nevoie, nu o lași să o hrănești. Deci, e cu mult respect. Mult respect pentru partea animalică, care e reprezentată de corpul nostru, mult respect pentru partea umană, care e reprezentată de spiritul și sufletul nostru. Respect pentru tot ce suntem. Asta înseamnă sănătate. Respect. Practic, dacă respectăm aceste două principii de bază, sufletul și instinctualul, reușim să ne echilibrăm și să ajungem sănătoși din toate cele trei perspective, că se vorbește de trei perspective, fizic, psihic și emoțional. Trinitatea. Până la urmă, emoțiile și mintea merg cumva mână în mână, știi, dacă e Da. să te uiți. Da, e o trinitate, dar ele cumva, eu am văzut că până la urmă treiul reduci la doi și până la urmă tot la unu ajungi, că asta se întâmplă, te tot întorci la divin. Dar cumva sunt două mari aspecte. Eu asta am observat, știi? Este aspectul energetic, în care încadrează mintea și emoțiile și aspectul fizic. Și da, ai nevoie să te ocupi de amândouă și să fie un echilibru și să nu neglijezi niciunul.
și să jonglez, pur și simplu să le împletești ca firul de mărțișor, că tot vine mărțișorul acum, alb roșu. Știi că firul de mărțișor asta simbolizează? Știi că Da. albul este simbolul păieții energetice, sufletul sau spiritul, sau sufletul și spiritul la un loc, oricum nimeni nu știe ce sunt. Noi vorbim despre el așa frumos, cuvinte, sufletul, Sunt spiritul. abstracte, practic, pentru noi. Exact. Nu le putem palpa. O să le palpezi. Le punem etichete așa ca și la boli, știi? Cum fac doctorii, pun câte o etichetă fără să, așa, să denumească o entitate pe care o botează așa, într-un fel. De asta eu spun de multe ori că bolile nu există, sunt doar descrieri de simptome. Dar la fel și spiritul, știi? Spirit, suflet, dar e vorba de energie. Deci, ceea ce face diferența între un om viu și un cadavru. Deci, când te uiți la un om viu, vezi o dinamică care îl animă, vezi energia din jurul lui, simți, da? Simți câmpul electromagnetic din jurul ființei umane. Practic, noi suntem câmpuri electromagnetice, suntem Până fizic. și fizica a demonstrat asta. Da, evident. Deci, asta este cumva energia noastră. Deci, asta este componenta de alb, să zicem. Și componenta de roșu e componenta corporală. Asta cu sângele, cu nevoile, cu foame, cu eliminări, cu transpirații, cu nevoie de curățenie, cu alte nevoi de plăcere și de mângâiere și de toate. Deci toate astea fac parte din fizic. Ele trebuie să se împletească, uite așa. Ai văzut cum e firul de mărțișor, cum e și ADN-ul, știi? Uite așa. Știi? Se mai despart, se mai împletesc, se mai despart, se mai împletesc. Și așa trebuie făcut echilibru în cursul unei zile. Deci pur și simplu trebuie să împletim în programul zilei și pentru corp și pentru suflet, și pentru corp și pentru suflet. Să alternăm, să alternăm. Nu să neglijez corpul, nici să neglijez sufletul. Nici să exagerez doar cu corpul, că toată lumea e doar mișcare, doar aia, și să-ți lași mintea și corpul și sufletul așa, știi, fără hrană. Mai ales pentru cei care nu iubesc sportul. Exact. Nu, dar nici invers. Bine, acum nu e vorba de sport. Am dat și eu un exemplu, că Da, nu mișcarea în general. mișcarea. Mișcarea, ok. Dar nu vreau să o iubești. Corpul are nevoie de mișcare, deci o iubești sau nu o iubești. Asta e problema ta, ok? Corpului îi trebuie mișcare. E animal, trebuie mișcare. Nu miști, se descarcă bateria. Tu ai văzut la mașină, dacă ții mașina nemișcată, iarna, în fața blocului, 2 luni, ce se întâmplă? Te rog, încearcă. Că după aia trebuie să pornești cu cablurile, da? De la Să altul. fur curent de la altcineva. Iei curent de la altcineva. Miști. Deci corpul are nevoie de mișcare, că e puțină, că e plimbare, că e pur și simplu. Că e socializare. Ideea este că nu stai acolo ca un cadavru, apropo de nemișcare, nu? Că până la urmă, în momentul în care murim, și acel cadavru nu mai are capacitatea de mișcare, care este esențială. Exact. Păi, nu mai are energia care îl animă. Și atunci tu trebuie să te animi. Dacă ești viu, miști. Faci curățenie, te plimbi prin casă, faci exerciții, ieși pe la urci scări, cobori scări, nu te duci doar cu liftul. Mișcare puțină, nu cine știe ce filozofie și cine știe ce minune. Îți faci demers până la piață, dus și întors. Am văzut mulți pensionari Îți cumperi așa. cățel, cum am eu, și te scoate la plimbare, vrei, nu vrei. Minunat, și așa, și așa. Sau asta îți spuneam, că am văzut oameni la pensie pe care admir teribil, știi, care își fac demers până la magazin, așa, mă duc, iau pâine, mă întorc, o duc acasă, nu știu ce, mai văd că mai trebuie luat ceva, mă duc și iau și niște roșii, mă duc, mă întorc și fac așa vreo 10 drumuri, știi, până la piață, deși ar putea să vină cu coșul plin din prima, dar de ce? Face mișcare și abia vin cu mai puțină greutate. Da, plus că este nevoia probabil de utilitate aici, de Da. a face ceva, că în momentul în care ne mișcăm ne simțim utili, adică facem ceva, acționăm, nu stăm într-un loc, nu suntem statici, suntem dinamici. Miști limfa, cum spun eu de cele mai multe ori în cărțile mele și în toate atelierele mele, le spun oamenilor, fluidul limfatic este un fluid grăsos, este sistemul de canalizare Uleios. și de curățare, uleios, e de curățare al corpului, care e peste tot, în tot corpul, el e în structura mușchilor. Da? Dar peste tot, inclusiv, uite, noi când vorbim acum, mișcăm mușchii ăștia, maseteri, știi? Tot mișcăm ceva, miști mâinile, că faci gesticulația asta, vorbești corporal, nu vorbești doar cu cuvintele. Și atunci e o dinamică, s-a mișcat limfa în zonele astea, dar sunt alte zone care sunt statice, fundul stă pe scaun, deci Corect. a trebuit și fundul mișcat după ce mișcăm o parte din corp. Deci, cumva pe rând, ai nevoie să dinamizezi toate părțile corpului și să le pui în activitate și în acțiune, astfel încât de dimineață și până seara totul să fie exersat. Știi? Și în corp trebuie să miști energia, și în casă trebuie să miști energia. Că ai văzut și în casă, dacă nu miști, ai văzut cum se depune praful? Dacă nu
treci pe acolo cu cârpa și asta să mai miști un pic energia. Se vede, se vede când este neumblat. Apropo de limfă, uite, acum mi-a venit o întrebare, poate, nu știu, nu sunt de specialitate să nu sună, să nu sune prostească. Se poate vedea unde sunt probleme cu limfa la nivelul corpului? Că spuneai de mișcare, ok, dacă există, nu știu, mai multă grăsime sau există, nu știu, corpul arată într-un fel anume, într-o zonă anume, acolo ne dăm seama că limfa nu este Încălcare. mișcată? Exact asta se întâmplă. Deci, ți-am spus că limfa este un fluid uleios, gras, grăsos, da? Unde e grăsime, acolo e stagnare limfatică. Și dacă te uiți la oameni, de exemplu, sunt oameni care sunt subțiri și încep să se îngrașe. Tu ai văzut care sunt primele locuri în care se depune grăsimea? Ai observat? Eu știu la mine acum. Poate la corpul tău. Cum e la corpul tău? La corpul meu dintotdeauna a fost la picioare și la fund. Unde la picioare? Ce zonă? De la genunchi în jos sau de la genunchi în sus? De jos până sus, sunt foarte bine ancorat aici. Am înțeles. Sistemul limfatic în zona picioarelor este special în spate, pe partea din spate a picioarelor. Deci coapse, gambe, în partea din spate. Și Și glezne. La mine. La mine și glezne. gleznele. Gleznele sunt proiecția rinichilor. Deci când gleznele se măresc, deci cresc în volum și se depun Retențiile de apă, practic. retențiile de apă, asta mi-arată că rinichii nu filtrează foarte bine. Da? Dar stagnările limfatice în picioare, în special, sunt în gambe, în spatele gambelor, unde sunt și cârceii foarte desi. Sunt unde au copiii durerile alea de, așa zis, de creștere, știi, gambe sau chiar în față, la tibie mai au copiii. Deci acolo sunt primele stagnări limfatice, apoi în coapse sunt stagnări limfatice, pentru că pe acolo, gândește-te că fluidul limfatic e prin structura mușchilor. Unde sunt mușchi, este și limfă. Dacă tu nu-ți miști mușchii aia ca să-i storci prin mișcare și să nu se facă stagnare limfatică, se depun. Dar la tine ai văzut în special în picioare, mâini și cap. Sunt periferia sistemului. Deci asta este periferia sistemului limfatic, pentru că centrul sistemului limfatic e zona asta de mijloc, zona rinichilor, pancreasului, splinei și ficatului. Da? E zona centura. Și aici o vezi la bărbați când se îngrașă, da? Când un bărbat se îngrașe, primul lucru o să vezi burticuța aici, în zona de mijloc. Și o femeie pierde talia. Știi? Asta se și întâmplă. O să vezi partea asta de grăsime. Și mai sunt niște semne la încărcarea sistemului limfatic care le vedem la copii foarte devreme, ganglionii limfatici. Noi avem niște grupe de ganglioni limfatici care sunt ca un fel de fose septice, niște filtre pe traiectul sistemului limfatic. E o explicație mai complicată, nu are sens o dau acum, de ce apar filtrele astea și de ce face corpul asta. Ideea e că ele se încarcă. Și când se măresc ganglionii, mi-arată că sistemul limfatic din zona respectivă e foarte încărcat. Atâta tot. Nu înseamnă că, wow, vreo boală, vreo nu știu ce. Da, ganglioni limfatici măriți pot să apară în leucemii sau în alte boli grave, dar aceste boli apar când sistemul limfatic e încărcat de perioadă lungă de timp și nimeni nu observă lucrurile astea sau nu se adresează acestei probleme. Dar de cele mai multe ori ganglioni înseamnă doar că s-a blocat sistemul limfatic pe partea stângă-dreaptă, la nivelul gâtului. Deci ganglionii limfatici aici sunt, laterocervical și la spate, aici au copiii, în zona axilară și în zona inghinală. Și mai avem niște ganglioni limfatici în zona abdominală, se cheamă mezenterici, și când se încarcă dau dureri de burtă foarte mari. Ăștia nu se văd, pe deosebire de cei inghinali sau axilari, care se văd. La un moment dat poți să palpezi câte un ganglion, câte un nodul, chiar îi simți. Și Și... care este modul de descărcare? Ok, ei se încarcă tot prin mișcare sau prin masare? Că uite, anumite zone mă gândesc, ok, miști capul, miști, dar nu toți mușchii ăștia sunt atât de Exact. mobili, mergem, ne plimbăm, dar nu neapărat aici o să simtă mare lucru. Asta vreau să spun, că unde nu e posibilitate să faci mișcare, inclusiv cu mușchii ăștia ai spatelui ăsta, dacă nu faci yoga și pilates, nu vei mișca anumiți mușchi. Masajele sunt foarte bune. Singurul truc și capcană la masaj este că un masaj, ca să funcționeze, trebuie să ai grijă să susții rinichii, ca ei să poată să elimine toxinele care se degajă la masaj. Adică consum de apă, ca să putem să. Nu neapărat apă, fluide, ceaiuri. Deci eu nu sunt pro apă. Gândește-te că e fluid gras, fluid uleios. Noi vorbim de ulei. Și de asta este capcana. Lumea consumă apă ca să dilueze uleiul. Deci Dar tu se dacă separă, ai... din ce știu, dacă pun apa cu uleiul Nu se se va întâmplă nimic. separa de Uleiul apă. se duce undeva, apa se duce în altă parte. Deci ele Corect. nu se prea amestecă. Și apa nu curăță uleiul. Ca să poți să miști limfa, asta e problema. Știi? Drenajul limfatic nu se face cu apă. De asta noi avem apă cu Uite, lămâie. asta nu știam.
Exact, apă cu lămâie, deci o apă mai acidă. De asta foarte mulți oameni pe stagnare limfatică consumă apă minerală, apă cu bule. Toată lumea vrea apă acidă, nimeni nu mai vrea apă-apă. Și chiar apare lipsa setei. Oamenii sunt deshidratați, dar n-au sete de apă. Lumea vrea apă minerală sau vor sucuri, de asta se duc în sucuri, dar sucurile sunt, wow, mai bine apă cu lămâie. Sau freșuri. Freșurile de citrice sunt foarte bune pe drenaj limfatic. Portocalele, grapefruit-ul, ananasul, cu condiția să fie ok stomacul, că dacă nu am acolo e vreo problemă, trebuie avut grijă. Sau ceaiurile. Toate ceaiurile. Sunt foarte multe ceaiuri de drenaj limfatic care sunt extraordinare. Ceaiuri banale. Pot să vă zic, este planta mea favorită de drenaj limfatic este pătlagina. Lumea ia pătlagină doar pentru tuse și pentru... E un drenor limfatic excepțional. Da? Un ceai, o infuzie de pătlagină curăță pe interior mai bine ca multe alte, nu știu, medicamente de drenaj limfatic foarte interesante. Ok, super. Deci, de știut, ceaiurile pentru drenaj și nu apa simplă. Să știi că eu consum apă, că chiar din dietele pe care le-am ținut, recunosc de-a lungul timpului, mi-a rămas un obicei, spuneam eu bun, cel puțin, că consum apă. Ar fi bine dacă apa respectivă ți-ar fi și de folos. Din păcate, apa pe care o consum este din sticlă de plastic. Nu pot să-ți povestesc ce și cum. Și dacă nici nu o consumi conștient, adică să ții fiecare gură de apă în gură, să o mesteci, să o Să bagi intre în în contact cu apă, saliva. exact, contact cu saliva ca să se alcalinizeze puțin și să mai neutralizeze mineralele, toate apele sunt mineralizate. Da? Dacă saliva nu apucă să neutralizeze un pic din mineralele din apă, alea se duc direct în rinichi. Și tu ai deja rinichii slăbiți, că de-aia ți se umflă și gleznele. Dacă mai bei apă, gâl-gâl-gâl, că ți-e sete, rinichii o să fie foarte... Oh, iar ne-a dat de treabă. Știi? Adică și la un moment dat fă grevă. Știi? Toți muncitorii cărora li se dă mult de treabă și nu li se plătește între timp, la un moment dat zic, nu mai muncesc. Știi? Și fă grevă. Și când fă grevă, simți. Se umflă ochii. Deci să schimb pe ceaiuri mai degrabă. Apă nu satisface corpul. Și ai să vezi că la ceaiuri și la sucuri nu poți să bei ca la apă. Nu intră. Corect. Intră câte o gură, câte o gură și la un moment dat corpul zice, bă, nu mai vreau. Stai cu cana acolo, bei jumate din ea și nu mai intră restul. Că atât îi trebuie. Știi? Ai un stop natural. La apă nu ai stop natural, că pentru corp apa aia Bine, nu e. am înțeles că dacă bei prea multă, există ce? Te poți intoxica de la apă, adică există și Neapărat, reversul. dar îți supra-soliciți rinichii. Asta faci, pentru că ai văzut, bei mult, faci pipi mult. Ai, cum ai băut, cum ai ieșit Da, la pipi. paradoxul, știi? Dar beau apă, elimină apă, dar cum de se acumulează și totuși există apă? Hai să-ți povestesc cum e cu bureții. Ai văzut vreodată un burete uscat, uscat, uscat? Da? Da. Dacă tu încerci să torne apă brusc așa în el, buh, în șuvoi, tu ai văzut ce se întâmplă? Buretele ăla se fluidifică, intră șuvoiul și iese șuvoiul. Știi? Și se umezește doar zona aia pe unde a intrat șuvoiul de apă. Dacă, în schimb, pui așa picuri, știi? Ca un duș, știi? Picure mititei așa, la un moment dat se umple tot buretele și curge prea plinul. Pare. Înțelegi? Și asta e ce facem noi când bem apă. Dacă lumea bea gâl, 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 buretele le-ai uscat și Da. pe unde se curge? Deci ce... Adică nu ne hidratăm în adevăratul sensul al cuvântului. Pur și simplu doar bem apă. Ne inundăm, știi? E un teren deșertic, îl inundăm și după aia, da, sunt supărată pe teren că el nu vrea să, știi, să funcționeze, să se hidrateze. Dar, de fapt, hidratarea trebuie să se facă pic cu pic. Ușor, ușor, cu răbdare, deci ținut în gură, fiecare guriță ținută în gură și optim cu un fluid pe care corpul să-l agreieze, să zică, bă, dă-mi și mie ceva, dă-mi și mie, dacă tot îmi dai, dă și mie ceva acolo. Tu ai văzut că oamenii când se simt rău, se duc la spital și fac o perfuzie. Și perfuzia de cele mai multe ori e cu glucoză sau cu sărul. Deci apa, serul fiziologic, nu e gol. E ceva în el, ceva care corpul, bă, primesc și eu o sare, o glucoză, o moleculă, ceva, dă-mi și mie să folosesc, nu-mi da doar H2O simplu, știi? Corect. Da. Uite, o întrebare apropo de partea aceasta. Spune Cristina, doamna doctor, am înțeles de la mulți medici că este foarte important să facem deparazitare. Cum se face corect o deparazitare și la cât timp, atât la adulți cât și la copii? Deci asta e o problemă foarte spinoasă cu paraziții și e o problemă pe care o discut de foarte mult timp cu cei care vin la mine la cabinet. Problema nu se pune dacă suntem sau nu parazitați, toți suntem parazitați, pentru că oferim mâncare pentru Trăim paraziți. într-o lume oricum plină de paraziți, adică de virus, de paraziți, de tot ce înseamnă, nu?
Ei, deci, din ce am aflat eu vă spun experiența mea, ei sunt gunoierii naturale ai lumii. Unde sunt reziduri și mizerii, vin și ei și ne ajută să le descompunem, pentru că asta este mâncarea lor. Deci ei mănâncă acizi și reziduri și resturi. Dacă ei sunt, vor fi și paraziți. Deci, ca să scap de paraziți, numărul 1, dieta. Dacă dieta conține hrană pentru paraziți, poți să iei mama de parazitare lor, naturale, chimice și ce vrei tu, îi micșorezi, dar atât. După aia îi rămâne acolo, se multiplică la loc și o luăm de la capăt. Sunt cicluri infinite. Deci, fără dietă, nu există de parazitare. Cât de des o facem? Continuu. Deci, dietă fără mâncare pentru paraziți. Dacă realmente vreți să faceți de parazitare, dacă doar vreți să micșorați cantitatea de paraziți din corp, facem de 2 ori pe an, primăvara și toamna, ne luăm frumos produsele pe care le cunoaștem, vermicinul, giardinofitul, sunt o mulțime pe piață, nu mai stau acum să discutăm toate denumirile comerciale, sunt foarte multe. 2 săptămâni, 4 săptămâni în primăvară, 4 săptămâni în toamnă, ne simțim mai bine pentru că micșorăm cantitatea de paraziți, deci simptomele sunt mai puțin intense. Dar noi continuăm să le dăm mâncare și ei reapar. Deci, n-ar trebui să facem de parazitările astea periodice dacă dieta ar fi așezată. Iar paraziții știm foarte bine că consumă hrană predilectă, carbohidrații complexi, gen dulciuri, gen combinații, făinos cu zahăr și cu ou și cu lactat și cu de toate. Deci, gen mâncare foarte procesată. Deci, asta e favorita paraziților. Deci, orice biscuițel, orice prăjiturică, orice tărtiță, orice cozonac, orice minunată chestie cu care noi ne sărbătorim, îi sărbătorim și pe paraziți. Și atunci, deparazitările înseamnă, în primul rând, echilibrarea dietei. Nu înseamnă să nu mai mâncăm minunățile astea. Înseamnă să avem o dietă echilibrată, să zicem, 5 zile pe săptămână, deci de luni până vineri, să mâncăm curat și sănătos și fără abuzuri. Și asta și poate sâmbătă și duminică, cantități mici de o prăjiturică de ceva. Și atunci, cantitatea pe care o bagi în corp e mică, corpul e în stare să o detoxifice și să o elimine. Dar dacă noi ne sărbătorim în fiecare zi, și de 3 ori pe zi, tot ne sărbătorim, știți, la fiecare masă e desertul. Deci facem Crăciunul de 3 ori pe zi, facem Paștele de 3 ori pe zi, în fiecare zi, că asta face civilizația modernă. Fac și paraziții la fel sărbători, în fiecare zi sunt foarte fericiți, își mai cheamă și prietenii, că nu sunt singuri, nu e doar Giardia, mai vine și Lamblia, mai vin toți acolo, că unde e mult, invit și prietenii, nu? Asta faci la masă, îți invit și prietenii. Mai vine și un virus, mai vine și o bacterie, că zic, hai, hai, că e mult aici, hai, poftim. E de lucru, nu putem face față singuri, nu? Exact. Și atunci dieta este foarte importantă, stilul de viață, mișcarea, deci drenajul limfatic de care povesteam e foarte important, că trebuie să bagi și să poți să scoți din corp, da? Și modul de gândire e foarte important, că dacă nu gândești ca o victimă, nu mai ești parazitat. Dacă ești în gândirea bietul de mine, se leagă mai ușor paraziții de tine. Am înțeles. Și atunci vine întrebarea care este și aici adresată de cei care ne ascultă și le mulțumesc că ne sunt alături. Cum mănânci sau cum și cât mănânci sănătos și corect? O întrebare. Clar. Nu, deci asta e muncă, o muncă de viață. Știți că de la început din copilărie noi avem un tipar de 3 mese pe zi, cu gustări și așa mai departe. Ni se spune că trebuie să mâncăm într-un anumit fel. Și observăm corpul cum se simte. Dacă după masa respectivă ești plin de tonus, de viață, vivace, ai imaginație, ești creativ și mai ales ești pozitiv, înseamnă că mâncarea aia ți-a făcut bine. Dacă ești somnolent, îți vine să te duci să te culci, te mai și doare burta, mai ai și gaze, mai ai și probleme de digestie, înseamnă că mâncarea aia nu ți-a făcut bine. Și atunci începi și experimentezi. Asta este sarcina femeilor. Știți, ele sunt șefele la bucătărie și la alchimia de pe aragaz. Și acolo ele trebuie să înceapă să lucreze, pentru că sunt cărți, sunt direcții și așa mai departe, dar ele trebuie să observe fiecare membru al familiei diferit. Deci noi am avut șocul acum la sărbătorile de iarnă. Le-am petrecut cu familia mea, cu fica mea și cu niște prieteni de-a ei, deci eram 8 oameni la un moment dat, de vârste diferite, și eram 8 oameni care mâncam diferit. Deci ne-a șocat să vedem Cât de diferit. că la o masă eram de la, știi, extremă, mâncam eu crud și fructe și legume, până la extrema cealaltă, știi, unde erau cărneturile și cu nebunie, cu variații. Dar eram 8 oameni diferiți, cu gusturi diferite, fiecare și-a pus ce și-a dorit.
și a adus acolo ce îi face bine, am împărtășit între noi, fiecare a mai încercat ceva de la celălalt, dacă l-a interesat ceva, dar a fost fabulos să vedem cât suntem de diferiți. Deși, îți dai seama, venim și fica mea a crescut alături de noi și de bunici și de asta, dar direcția pe care ea a descoperit-o pentru corpul ei a fost alta decât direcția pe care eu am descoperit-o pentru corpul meu, știi? Și avem element comun și avem elemente diferite. Și asta trebuie să Este facă bine copiii. că suntem unici. Asta este Asta, adevărata, cum să-i zic, fascinație la om, nu? Că suntem diferiți. da. Asta e și partea aia de care spuneam, partea animalică, știi? Partea ei animalică e una, a mea e alta, știi? Noi le-am și descoperit și e drăguț că ne și tachinăm pe chestiile astea. Și cum mâncăm sănătos? Deci, ce am descoperit ca reguli generale? Deci asta, credem că au descoperit majoritatea, indiferent de stilul și structura lor de viață. Dimineață, masa de dimineață. Nu e neapărat necesară dacă nu apare foame. Pentru unii oameni este necesară, pentru unii nu. Deci masa de dimineață, deși în cărțile vechi se spunea că dimineața e cea mai importantă și asta, era valabilă pentru cei care mergeau la munca câmpului, care aveau nevoie de energie fizică pentru restul zilei. Noi nu mai facem asta. Sunt puțini care muncesc câmpul sau care lucrează în construcții sau majoritatea lucrăm mult intelectual sau folosim Fața puțin. calculatorului, de exemplu. Da. Și atunci masa de dimineață nu e necesară. Dimineața e nevoie de curățenie. Ce înseamnă curățenie dimineață? Fluide. Ce mă întrebai tu? Hidratare. Deci începem dimineața cu curățenie. Apă cu lămâie sau ceaiuri sau freșuri sau chiar un smoothie, un blend. Știi, într-un blender niște fructe, pot să fie și cu frunze și cu o legumiță, să iasă ceva într-o combinație plăcută pentru persoană. Fiecare trebuie să-și Că facă. poți să o bei, da, la smoothie am încercat unele chestii și n-am putut să le beau decât ținându-mă de nas. Deci, decât așa, mai bine îl pui la WC. Ok? Eu când am văzut, știi, când am început să testez chestiile cu sucurile, am intrat cu sucul de orz verde, care mie nu-mi place ca și gust. Dar dacă pudra de orz verde o pui într-un smoothie cu niște fructe cu asta, e altceva, știi? Combinații, trebuie încercate combinații să vezi care îți plac, efectiv. Exact, la asta trebuie să ajungi. Mă uitam la uleiurile esențiale și le arome, știi? Se combină aromele până se găsește câte o combinație din aia care e foarte plăcută. E mult mai plăcută decât suma aromelor la oaltă. Și așa trebuie făcut și cu mâncarea. Dar răția e un proces. E un proces pe care tu trebuie să îl petreci personal și să descoperi. Mă, ce-mi place mie? Ce-mi face bine? Și trebuie să-ți găsești smoothie-ul ăla sau ceaiul ăla sau fresh-ul ăla care dimineață când îl bei, și îți dă o stare aia de orgasm, așa, și ți-e bine și ai energie și ai idei și toată dimineața ești creativ și nu consumi un gram pe digestie. Știi? Deci dimineața nu-ți irosește energia și forța vitală care s-a acumulat noaptea prin somn pe digestie. Și atunci, asta înseamnă hrană sănătoasă. Deci dimineața e ușoară. Acum multă lume mă întreabă cu copiii la școală și asta, că îi apucă ronțăneală și toate chestii. Dar și lor poți să le dai la școală. Și variantele astea de smoothie, și variantele de dulciuri un De pic mai fructe. sănătoase. Fructe, fructe mereu și fructe consistente, gen banane, gen lucruri făcute cu bananele. Deci fel și fel de prăjiturile sunt mămici foarte pricepute. Dacă sunt persoane care spun, dacă mănânc un măr sau nu știu, o pară, mi-e mai foame după de. Da, asta se întâmplă că e acidoză și atunci nu mănânci mărul, mănânci banana. Ok? Adică trebuie să găsești care fruct nu îți declanșează starea aia de acidoză. Deci fiecare Și trebuie care au deja starea de acidoză, adică oricum au aciditate la stomac. simți imediat Clar. fructele semiacide, că mărul e un fruct semiacid și simți imediat un fruct semiacid, normal că intensifică un pic acidoza care este. Doar după ani de zile de acidoză poți să mănânci un măr relaxat fără să ai senzația de râcâială. Nu-i foame, e râcâială, e o senzație de, mă rog, Da, te arde, de ardere la stomac, așa de obicei ne uneori arde, raportăm. uneori râcâie, uneori doar. Fiecare o simte. E o senzație neplăcută pe care mărul o declanșează la cei la care este deja un grad de acidoză. Ok, lași mărul deoparte, nu-l folosești pe ăla, folosești un pepene galben. O pară moale, conference, nu pere din alea tare să-ți rup dinții în ele. Niște struguri galbeni, niște banane foarte coapte sau un blend. Multă lume nu mai poate să mănânce fructele ca atare dimineața, pentru că sunt prea în acidoză. Și atunci blendul e o soluție, că e ca o hrană de bebeluși, se digeră mai ușor. Știi? Și atunci dimineața e zona de fructe. Deci asta a fost elementul comun pentru toată lumea. Deci am vorbit inclusiv cu carnivori, cu toată lumea care mănâncă în toate felurile. Fructele dimineață fac o schimbare uriașă în dinamica și în energia oamenilor vis-a-vis de sănătate. Deci asta este elementul comun. După aia, de la prânz încolo, fiecare cum dorește, știi?
Dacă oamenii mănâncă proteină și au nevoie de ea, au nevoie de carne sau de pește sau de ouă, sunt persoane care au nevoie structural pentru că înțeleg nevoile astea, da, o poți consuma, cantitate moderată, o asociezi cu legumele, ai grijă să nu pui prea multă sare, să nu pui prea mult ulei, deci ai grijă la toate lucrurile astea care poate să îngreuneze digestia. Și masa de seară e masa mai ușoară, de carbohidrați. Da? Zona de cartofi, de orez, de mămăligă. Deci mămăliga nu se mănâncă la prânz, că nu se combină nici cu pește, nici cu carne. Mămăliga foarte bine se combină cu legumele, ca la mănăstire, știi? Păstăi cu mămăligă sau mâncare de legume cu Cum mămăligă. mâncam noi altă dată la țară, că așa se mânca. Exact. Și e o hrană foarte ușoară pentru seară. Foarte ușoară, satisfăcătoare, mulțumitoare, știi, așa, Gustoasă. gustoasă, știi? Și după care, după asta, chiar merge și ceva dulce, gen puțin magiun, puțin gem, deci tot preparat termic. Seara merge preparat termic. Zona de crud merge bine dimineața, către seară, pe măsură ce ne-am mai pierdut forța vitală și ficatul nu prea mai are chef de digestie, merge mai bine gătit. Pentru că gătit deja e predigerat și e mai ușor pentru ficat. Știi? Deci e funcție de energia pe care o avem în corp. De asta oamenii o să vadă că dacă vor să mănânce doar crud, mulți nu au energie să poată să țină o hrană, știi? Nepreparată termic. Că undeva către a doua parte a zilei s-a dus forța vitală de digestie și mâncarea crudă le face rău. Și exact către seară Corect. le e mai foame. Simți nevoie efectiv de a mânca, că am testat și eu, simți nevoie de a mânca ceva cald, de a mânca, nu știu, să zici, bă, vreau ceva mâncare, nu? Ok, mișto fructe, mișto legume, că sunt amatoare de fructe și legume, dar de la un punct simți nevoie de ceva cald în stomac, nu știu. E Și depinde efectiv de ceva. anotimp, știi? De exemplu, dacă e vară și e ziua aia Da. lungă și e cald și Atunci salate și astea. perfect. E perfect. Eu asta spuneam oamenilor. Mulți mă întreabă cum să mănânci nepreparat termic și asta zic. Foarte simplu, în Thailanda, că am experimentat. Deci, în Thailanda, când căldura de afară e 31 de grade constant în timpul zilei, când fructele cresc pe tarabe și Copaci. peste tot, în jur, da? Așa, foarte ușor să fii crudivor. Foarte ușor și foarte simplu. Și ei au niște fructe fabuloase. Eu am scris o carte care se cheamă Bucătăria lui Dumnezeu, în care am descris experiențele mele cu fructele, pentru că m-au fascinat fructele lumii când le-am descoperit. Știi, când am descoperit că există fructul de ciocolată, știi, că budinca aia de ciocolată pe care vrem să o mâncăm, există sub formă de fruct într-un copac. No, trebuie să ne zici unde o găsim, numai în Thailanda? E și în Asia, dar și în America de Sud, Deci deci nu la noi, România. sunt plante în zona tropicală, nu găsim la noi. Nu Deci, se aduc la noi. n-au cum, că nu rezistă la Nu transport. rezistă. E, uite, alții sunt mai norocoși. Atunci ce facem noi, pentru eu sunt recunosc mâncătoare de dulce, poate și pentru faptul că așa am crescut, nu știu, Nu e nu numai. dau vina, nu Nu e dau numai. vina doar. Dar simt nevoia de dulce, deci parcă ceva dulce, psihologic am înțeles, chiar și emoțional am înțeles, dar totuși, parcă ceva dulce merge. Și uite, asta, budinca asta din copac ar fi fost perfectă pentru Bun. mine. Dar să știi că nevoia ta de dulce nu e doar psihologic și nu e doar emoțional. Știi, dacă citim cartea Vindecarea ficatului de Anthony William, omul ăla explică foarte clar cum combustibilul principal al ficatului, combustibilul principal al creierului, și combustibilul principal al sexualității este glucoza pură. Da? Deci ca ficatul care digeră de dimineață și până seara să-și facă treaba, ai nevoie de dulce. De aia, de exemplu, după o masă de carne, dacă nu mănânci dulce, behăiești. De aia trebuie vinul ăla, că vinul asigură dulcele pentru bărbați, știi? Pentru că ficatul zice, ok, îmi dai să muncesc ca nebunul că îmi dai carnea asta, dar combustibil îmi dai? Și atunci cere dulce, dar el vrea glucoză pură, glucoză. Știi? Aia care o pun ăștia în perfuzie când te duci la spital și ți-e Să rău. trevi. Exact. Mierea. Dacă te gândești la miere, mierea este glucoză în stare pură. Știi? O linguriță de miere, după o masă de asta mai grea, ar fi cel mai bun dulce cu putință. Dacă Și-ți e. dispare senzația probabil de dulce, Exact pentru de că mierea e dulce. foarte dulce și Exact. atunci. Deci puțină miere cu zahăr, știi? Cu zahăr, cu apă. Deci puțină miere cu Care apă. conține zahăr, da. Așa? Deci îți faci practic o limonadă. Deci un pic de limonadă la final de masă reușește de multe ori să echilibreze când ai nevoie asta sau pentru tine, când ai nevoie de dulce, încearcă cu un pic de limonadă și să vezi cum este. Știi cum?
Acum depinde și de nivelul de acidoză, că uneori mierea poate să fie acidă pentru lumea care. Nu, uite, chiar dacă recunosc că m-am supus la foarte multe diete de-a lungul anilor, cu kilogramele în plus a fost tot timpul o provocare, încă de prin clasa a 5-a, și nu pot să zic că am avut probleme la modul acesta. Foarte rar mi se întâmplă, inclusiv la dulce, inclusiv la mâncăruri din astea. Ok, mă mai balonez, dar ajung la concluzia că stomacul meu e foarte rezistent. Deci, dacă ai un stomac așa puternic, e foarte bine și e foarte important. Știi ce vreau să amintesc aici de o capcană pe care și eu am, mă rog, în care am căzut de multe ori în timp ce consumam O să dulce. vorbim de capcane luna viitoare. Chiar o să vorbim foarte mult de capcane, pentru că realmente, știi, am zis, e mai ușor, măcar să știi că sunt. Măcar să știi, oricum o să cădem toți în ele, dar măcar să știi că sunt acolo și să știi că se poate ieși din ele. Cred că nu problema e că o să picăm, ci problema e dacă nu ieșim din ele. Ieșim, nu, de ieșit ieșim, dar știi, stai mult acolo și pierzi timp și energie. Asta e tot. Corect, corect. Iar o capcană mare, vis-a-vis de dulce, e că ficatul nostru nu poate procesa glucoza când e combinată cu lipide, cu grăsimi. Da? Deci, de exemplu, ciocolata. Ciocolata are dulce, zahăr, cu unt de cacao. Știi, e un truc. Ți-e poftă de dulce, mănânci dulcele ăla și ficatul nu îl poate procesa. Nu poate să folosească glucoza aia când vine la pachet cu o grăsime. Și gândește-te câte astfel de dulciuri pe care noi le consumăm 99%? au combinație zahăr cu grăsime. Că eu când am văzut asta am zis, oh my God, pentru că eram și eu pe dulciurile raw vegane, știi, care erau, zic, hai mă duc acolo, mă dedulcesc la câte o prăjiturică de aia. Și alea sunt exact grăsime cu dulce. Știi, că au siropul de agave sau siropurile de îndulcire Corect. sau miere cu caju, nucă sau migdale sau ce mai fac Care ei. conțin grăsimi, corect. Exact, ficatul nu poate folosi nimic din alea. Adică le luăm exact ca pe prăjiturile celelalte. Nu vreau să spun că sunt bune sau rele. Dulciurile rovegane sunt niște dulciuri, dar fac același lucru pe ficatul nostru ca și prăjiturile celelalte. Adică faptul că le spunem dulciuri sănătoase este o minciună. Sunt dulciuri. Sunt bune, sunt gustoase, nu, nu bune, sunt gustoase, da? Dar au același efect asupra ficatului ca o prăjitură, ca o amandină sau ca un ecler. Deci ne-am chinuit degeaba, cum s-ar spune. Ficatul nu poate procesa. Deci nu poate folosi glucoza, depune grăsimile, lumea se îngrașă care mănâncă dulciurile respective. Eu m-am îngrășat, am observat asta. Și pierzi energie. După ele ai somnolență, n-ai, nu mai ai niciun chef, e ca după prăjiturile normale. Așa că de ce ne mai obosim? Adică nu de ce ne mai obosim. E ok că sunt o alternativă, o variantă. Mie îmi place să fie diversitate. Că mă satur de același Corect. sau de aceeași Corect. marină din copilăria mea. Pentru mine a fost așa o descoperire și o revelație, că au apărut tarte cu smeură, cu nu știu ce, cu mentă, sunt foarte drăguțe. Dar când le mănânc, știu că o zi ficatul meu e terminat. Deci trebuie să n-am nimic important de făcut, să n-am angajamente, să nu trebuiască să-mi folosesc Să mintea. se ocupe doar de digestie și de bă... Atât. Da. Deci eu când mă gândesc să mănânc câte o prostie, știi, trebuie să-mi o programez. Că altfel îmi dau peste cap munca, îmi dau peste cap viața și știi, am ajuns că asta devin foarte rare, că nu permit să. Da, dar la tine a devenit un stil de viață și atunci noi suntem un picuț de baricada cealaltă, că ne vine acea poftă și de aia, uite, exemplu cu mierea este foarte ok, îmi vine pofta de dulce, îmi fac o limonadă, un pic de lămâie, apă și miere. Am mai Dar descoperit ceva foarte drăguț, tot în perioada în care căutam, de exemplu, siropul de arțar, care mie îmi place foarte îl tare. folosesc și eu, îl Da, folosesc și eu. este excepțional. Și am găsit niște rondele de orez. Unele sunt gustoase, unele sunt niște cartoane, dar am găsit unele gustoase. Și pun sirop de arțar pe câte o rondea de aceasta de orez. Vreau să zic că mă și ronțăi, am și ceva dulce și două, trei rondele de alea cu un ceai pe mine mă așează când vreau neapărat să mănânc ceva dulce. Deci există opțiuni din astea care înseamnă carbohidrați cu carbohidrați. Deci nu e nicio grăsime în toată chestia asta, da? Pentru că orezul înseamnă carbohidrați, siropul de arțar înseamnă carbohidrați, adică glucoză pură care se duce direct la ficat. Și ficatul se simte nutrit, hrănit, se simte bine. Și o să tot vezi că pofta de dulce când apare, mi-arată că ficatul e nemâncat, deci nu i-ai dat glucoza care îi trebuia, dar în același timp și supra-solicitat. Și îți cere, vrea dulce, vrea dulce, vrea dulce. Și nu te lasă. Până nu-i dai dulcele care să îl facă să tacă, nu te lasă.
Și eu care am zis că mintea asta și gândurile și dependența de dulce, că recunosc că am oarecare dependență de a mânca Păi dulce. dependența e corporală, nu e mentală. Deci dependența e corporală. Asta e problema și asta e capcana, Alexandra. Și toată lumea intră în capcana asta așa, știi cum? Că tu te învinovățești pe tine că o parte din tine e dependentă și vrea nu știu ce, te mai și autoagresezi, știi, cu povestea minții. Dar corpul zice, bă, dar mie când îmi mai îmi dai și mie combustibilul ăla? Că uite, și tu, de exemplu, tu lucrezi mult cu creierul. Creierul tău, care reprezintă, știi, cât? 2% din masa corporală, consumă 20% din glucoză. Deci, numai că am stat acum și am făcut interviu, tu ți-ai terminat glucoza pentru tot corpul și pentru asta numai la creier. Și o să te duci direct în dulce. O să vrei ceva, vrei cartof, vrei orez, vrei ceva carbohidrat sau vrei ceva intensiv dulce. Depinde de nevoia corpului. Am învățat să mă gestionez cât de cât, dar uite, Dar apropo, ok. tu ți Da. înfrânezi niște Da. nevoi naturale. Tu ți înfrânezi. Dar ce faci tu? Tu te autocontrolezi mereu, consumi energie ca Da, să-ți pentru a te controlezi controla. niște nevoi pe care tu poți să le așezi când înțelegi procesul, știi? Așa îți pui frumos lângă tine în toate evenimentele și asta, îți pui niște limonadă, apă cu lămâie și cu miere și mai e câte o gură de acolo. Și ți-ai făcut câte o perfuzie, ți-ai făcut câte o perfuzie, știi? Și în felul ăsta își primește creierul doza când are nevoie, atunci, știi? Pentru că dacă și o ții puțin în gură, știi? Se așa absorbe bine, uite, creierul aici, știi? Din gură până la creier. Primește semnalul că, da, trebuie să primească semnalul că dacă înghițim repede, nu mai primește semnalul și nu mai știe când e sătul și când nu-i mai trebuie. Corect. Vine semnalul, a, vine combustibilul. Știi, și stă acolo cu mințel, așteaptă să-i vină combustibilul, folosește fiecare moleculă, știi, că e pregătit să o facă, și dintr-o guriță s-a echilibrat și a dispărut pofta de dulce, a dispărut orice, știi? În momentul în care chiar înțelegi un pic detaliul ăsta de anatomie și de biochimie, se schimbă foarte multe în alegerile pe care le faci. Da, normal că știi cum se spune, nu ești tu când ți este foame sau când ai poftă de dulce. În hipoglicemie niciodată. Deci când creierul rămâne fără glucoză sau ficatul rămâne fără glucoză, ferea. Deci să știți că o persoană în hipoglicemie face crime. Și nu spun vorbe mari, că am citit și am studiat și știu paciente de ale mele și femei care realmente devin agresive în hipoglicemie. Dacă nu mănâncă, știu femei Da, care stare de nervozitate, efectiv. să-și lovească soții, își lovesc copiii, se trezesc și zic, Doamne, ce m-a apucat, știi, dar pleacă așa, știi, instinct, apropo de animal, știi? Animalicul, da. Wow, animalicul s-a dus de sub orice control, știi, se duce mâna, se duce piciorul, wow, deci nu-ți vine să crezi că din tine vine toată chestia asta, pentru că umanul e, bă, noapte bună, nu mi-ai dat glucoză, nu muncesc. Și Da. glucoza chiar, să știi că noi avem doi combustibili importanți, apropo, vorbeam de sănătate, da? Deci ne trebuie două lucruri, fără de care nu funcționăm în corpul fizic. Două, glucoza și oxigen. Și ne întoarcem la chestia cu mișcarea, că ziceai tu, nu suntem prieteni cu mișcarea. Iubita mea, nu te miști, nu intră oxigen. Corect. Fără oxigen, pa viață, da? Deci oxigen și glucoză, că ne trebuie glucoză combustibil și oxigen oxidarea, procesul de ardere. Știi? Ca în motoarele la mașină. Ai astea două, ai energie, ești dinamic, funcționezi, gândești, acționezi. Nu le ai? Legumiță. Uite, ne spune cineva, apropo de ce discutam, seara carbohidrat și dimineața fructe și apoi glicemia la stele. Care urca glicemia, probabil. Depinde, pentru că glicemia depinde foarte mult de modul în care absorb lucrurile astea, de cantitatea pe care o folosești, de nevoile corpului. Carbohidrații de seară nu sunt obligatorii și cantitatea contează foarte mult. Iar un corp care digeră bine își echilibrează glicemia fără nicio problemă. Deci eu o contrazic pe doamna care spune că sunt mâncătoare de fructe și în momentele mele interesante am avut momente când am mâncat și 4 kg de fructe pe zi și mi-am făcut glicemia a doua zi. Și nu-i la stele. Sunt medic și am putut să mă controlez și să mă gestionez mult și să mă monitorizez și să văd fiecare fruct ce modificări face pe glicemie. Și nu e cum se spune în cărți. Nu e cum se spune în multe din cărțile medicilor. Deci când faci niște experiențe, îți dai seama că lucrurile sunt un pic diferite. Iar dacă există o tendință de hiperglicemie, asta înseamnă ficat și pancreas bolnave, pentru că asta înseamnă hiperglicemie. Ficatul e primul care cade și apoi pancreasul. Ficatul este scutul pancreasului. Când el cade, cade și pancreasul. Pancreasul e un organ foarte delicat și trebuie protejat de ficat. Deci când sunt variații de glicemie și glicemia crește foarte mult, fructele pot să fie întotdeauna echilibrate de legume. Sărurile din legume asigură echilibru.
De asta și la smoothie-uri. Eu întotdeauna mai sfătuiesc frunze verzi, câte o rădăcinuță, câte o legumă, Mai un morcov, mai un, da. un castravete, un ardei, o roșie. Deci echilibru, echilibru. Pentru că fiecare poate să observe lucrurile astea. Și, e o chestie de echilibrare și o chestie de calibrare. Practic, e o experiență de o viață. Știi ce mi-am dat eu seama, Alexandra? Că toată viața mea, eu de fapt lucrez doar la mine. Eu nu lucrez la nimeni altcineva, să știi. Din interacțiunea cu ceilalți oameni, și chiar vă mulțumesc și de întrebări și de toate comentariile și toate astea, Sunt foarte multe, o să citesc așa câteva. mulțumesc. Deci eu chiar îți mulțumesc mult și vă mulțumesc tuturor. Știți că învăț multe despre mine și eu lucrez la mine. Deci eu sunt scopul vieții mele. Să mă înțeleg, să mă calibrez, să-mi găsesc locul potrivit, combustibilul potrivit, ocupația potrivită, oamenii potriviți cu care să mă simt confortabil și fiind într-o stare energetică cât mai bună, să reușesc să mă acordez fluxului de energie și să pot să merg cu el. Știi că energia lumii, ai văzut, Corect. ne duce într-o direcție sau în cealaltă. Și nu pot să rămân fixă și înțepenită că eu asta vreau. Nu? Trebuie să mă duc unde mă duce energia lumii. Dar pentru asta trebuie să fiu într-o stare de sănătate fizică și într-o stare de liniște emoțională și într-o stare de tăcere și calm Claritate. mental. Și asta mă ajută. Și să știi că eu nu fac decât lucrez la mine. Deci eu nu lucrez la nimeni. Eu sunt doctor. Eu de-aia m-am făcut doctor, să mă vindec pe mine, de fapt. Dar fiecare alege meseria, că și eu m-am dus la psihologie, am zis să-i ajut pe alții, dar mi-am dat seama că trebuie să încep cu mine, adică. Exact. De fapt, tu vei lucra la tine toată viața, așa cum eu voi Corect. lucra la mine toată viața, și în procesul ăsta putem să împărtășim experiențele noastre cu ceilalți. Și fiecare va lucra la el. Deci fiecare are de lucrat la el. Și asta e sarcina monumentală a vieții noastre. Să lucrăm la noi înșine. Asta e altă sarcină, e o altă misiune în viața asta, nu văd, mai minunată și mai extraordinară decât să lucrez la mine și când plec de pe pământ să fiu varianta mult mai bună decât aia când am venit pe pământ. Știi? Suma tuturor experiențelor să fie o chestie care să îmbogățească un pic energetica globală a subconștientului colectiv aici pe pământ și să aducă un plus. Dacă bilanțul contabil la final e pe plus, eu sunt mulțumită. Atâta. Până la urmă, plusul, oricât de mic e, e tot un plus. Acolo. Da, și plusul va fi mic. De asta zic că toate variațiile astea cu glicemie, da, e o chestie de ajustare. Deci e o chestie. Oricum, lumea care ne ascultă necesită să înțeleagă că este și mâncarea și sănătatea este personalizată. Adică ce e sănătos pentru mine s-ar putea să fie nesănătos pentru tine și invers. Nu este o rețetă, chiar dacă Sorina ne-a dat aici câteva sfaturi și câteva direcții. Bineînțeles că ele se ajustează pe stilul de viață, pe modul omului de a fi, pe mediul din care provine. Că uite, în Thailanda e altceva față de România și atunci, da, adică nu le luați, că lumea caută foarte mult rețete. Sunt doar niște direcții pe care necesită să le probezi și să le ajustezi pentru tine. Exact ca o haină pe care o cumperi, știi? S-ar putea să fie trei numere mai mari. O croiești și o faci să fie bună pentru tine. Știi? Că după aia te plângi că haina e de vină, știi? Că nu-ți vine. Sau că a rămas mică. Asta e sănătatea, asta e viața, o ajustare continuă. Și ce spuneai tu că sunt variații? Știi cum sunt variații, Alexandra? Pentru mine sunt variații de la o zi la zi și de la o săptămână la o săptămână și de la ce se întâmplă. Știi, eu în ziua respectivă îmi propun să fac, să mănânc într-un anumit fel și să mă comport într-un anumit fel și se întâmplă ceva, știi? O veste neplăcută, un incident, un ceva. Corect, că nu controlăm totul. Se dă totul peste cap, știi? Și bum, cade tot și reset. Adică trebuie să fac lucrurile complet diferit. Și atunci trebuie să mă adaptez la ce este, știi? Trebuie să mă adaptez la efortul mental, fizic, emoțional, trebuie să mă adaptez la tot. Și atunci eu ajustez. Pentru că am încercat în vreo 30 de ani, cred că am încercat tot ce mișcă în materie de diete și de variante și de asta, cumva știu când să intervin, cu ce să intervin, că am experimentat pe mine, știi? Și știu cum să mă ajustez. De asta mi-e foarte greu să dau rețete bătute în cuie, că îmi dau seama că variația e atât de mare, dar în același timp am observat că sunt niște structuri care sunt de folos la început. De exemplu, eu n-aș recomanda tuturor să înceapă exact pe structura asta care am dat-o eu, fructe dimineață, proteină la prânz, carbohidrat seara, ci doar fructe dimineață. În a doua parte a zilei, fiecare face ce simte și poate. Dar faptul că integrează fructele dimineață, restructurează Oricum îi va corpul. schimba, da, va Exact, restructura corpul ziua. va cere, pentru că fructele la curăță și dinamizează și știi ce fac ele foarte tare, că am văzut la toată lumea.
clarifică mintea. Fac așa o limpezime aici la minte, așa o claritate de vedere, vezi tu, zici, wow, cum de nu mi-am dat seama? Știi? Și am zis, mi-am realizat că dacă asta reușesc oamenii să implementeze, partea cu fructele de dimineață, sau chiar postul negru de dimineață, nu mănânci nimic. Se limpezește aici ceva, ok? Pentru că toată zona asta a ochilor și a frunții e mult legată de ficat și e multă confuzie aici, că ficatul tot timpul digeră și nu avem energie în zona asta a creierului prefrontal. Știi unde era și sediul voinței când discutam. Apropo de ochi și de partea, problemele de vedere sunt datorate ficatului, practic. Deci, de cele mai multe ori. Deci, de cele mai multe ori, ochii sunt deschiderea către ficat. Deci, asta e conexiunea pe care o fac și medicii în medicina tradițională Da. chineză. Și, realmente, starea ficatului se vede în starea ochilor. Când o să vedeți vasele alea sparte, sau vinișoare, sau culoarea aia care nu mai e albă, da? Da, gălbuiu, când îți cedează ficatul, acum prin Gălbuie, filme, zic și eu că m-am mai uitat la Dr. House. exact. Plus culoarea ochilor, știi? Că nu mai e căpătăie sau albastră sau verde sau asta, e deja cu striuri maronii, negricioase, albicioase, roșietice. Deci toate depunerile care sunt în ficat se văd pe ochi. Eu mi-am văzut toate toxicitățile. Deci eu când mi-am făcut prima dată prima iridografie cu doctorul Morse, când am văzut cum arată irisul meu și ficatul, am zis, oh my god, zic, să sperăm că mai avem atâția ani de viață ca să reușim să curățăm un pic din minunățile care sunt acolo. Știi, pentru că toate medicamentele luate în copilărie, din păcate, în copilăria mea, fiind copil bolnăvicios, am primit antibiotice, cortizon, minunății, da? Frumoase, sulfamide și așa mai departe. Toate alea au rămas în ficatul meu, în structurile din jurul lui și când fac detoxifieri, sistemele mele de eliminare nu sunt foarte fericite. Și pot să înțeleg prin ce trec oamenii, chiar pot să înțeleg. Și eu am ales pe mine să le fac blând, ușor, lent, cât mai lent cu putință. De asta nu mai recomand curele de detoxifiere agresive, gen sare amară sau grapefruit. Sau asta sunt cure agresive, știi? Împingi ceva. Le-am făcut, dar mi-e rău după aia și nu mi-e bine să-mi fie rău, știi? Și prefer lucrurile blânde. Prefer toate curățeniile să fie făcute cât mai blând, cât mai cu răbdare, înțelegând ce fac, cu mult respect și multă înțelegere pentru corpul meu și mereu comunicând. Și mereu fiind atentă la simptome și la semnalele pe care mi le dă. Și da, ochii sunt legați mult de ficat și eu văd. Când mănânc lucruri așa nu foarte bune pentru el, nu mai văd bine de la distanță. Asta e problema mea. Deci eu am ochelari întotdeauna la mine, pe care îi pun doar la nevoie dacă mănânc o tâmpenie. Altfel nu-i pun. Ce facem cu cei care s-au născut cu probleme de Nu m-am vedere? născut cu ele. Deci eu sunt născută cu ele. Îmbunătățesc ce pot. Asta fac. Ok? Deci am un ficat slăbit și îmbunătățesc ce pot. Vreau să-l țin în cea mai bună stare cu putință pe care pot eu să o ating. Asta fac acum. Deci asta e lucrul meu la mine. Deci chiar intenționez să ajung la cea mai bună stare la care pot să ajung cu ce am primit. Deci asta e ce am primit. Nu mai stau să mai... Lucrăm cu materialul clientului, cum spunem noi în psihologie, în consiliere, lucrăm cu materialul. Cred că și aici tot cu materialul clientului se lucrează în calitate de doctor, că Evident, asta este, da? Știi, materialul clientului până la urmă reprezintă cea mai mare binecuvântare. Faptul că am un corp atât de sensibil și atât de delicat și atât de sufer atât de ușor, m-a ajutat să învăț blândețea. Că altfel sunt o furioasă de felul meu, știi? Sunt acolo e multă pasiune războinică. și zbâc și război, știi? Dar de câte ori am încercat să scot sabia împotriva mea, a fost și mai Te-ai rău, tăiat. știi? Te-ai Da, tăiat. de fiecare dată. Și ca să nu mai spun că n-am scos împotriva altora ce a ieșit. Și atunci, acest corp al meu m-a învățat blândețea și m-a învățat răbdarea. Și n-aș fi învățat-o direct și corporal fără el. Dacă el nu era așa, n-aveam cum să învăț. Dacă aș fi fost o puternică fizic, cu temperamentul meu, puf, nici nu vreau să mă gândesc. Știi? Dacă mai eram Te în viață, făceai luptătoare. da. Deveneai boxer. Nu știu ce făceam, dar și eram luptătoare cu limba, știi, și cred că o luam rău. Ah, Cred ok. Te făceai politician. că, da, era de mult dus. Uite, pentru că sunt foarte multe întrebări, am să iau doar așa câteva pentru a răspunde. Cineva întreabă o părere și un sfat despre grăsimea viscerală la bărbați. Dar chiar poate rezolva operația prin care se taie din stomac? Adică putem interveni la modul acesta, atunci când sunt probleme în acest sens? Dacă sunt probleme foarte mari, operația e un fel de scurtcircuitare, știi? Nu pot să vorbesc așa că e bună sau rea. Câteodată am Depinde de caz.
Da, depinde de fiecare caz. Am văzut persoane la care realmente operația a fost un pas înainte. Acum, eu nu sunt pentru operații, că să intervii pe o perfecțiune a lui Dumnezeu, că zici tu că e mai bine așa, nu e. Dar dacă persoana respectivă nu-și găsește energetica și nu se poate aduna și focaliza să aibă o disciplină alimentară, operația uneori susține. Dar am văzut și persoane care s-au operat și după operație au fost mult mai rău decât înainte. Și atunci, până la urmă, e tot o chestie de un pic ajustarea dietei și un pic ajustarea modului în care persoana vede lucrurile. E o chestie personală. Adică, dacă întreabă un bărbat pentru el, pot să răspund într-un fel. Dacă întreabă o femeie pentru un bărbat, pot să răspund în alt fel. O femeie pentru un bărbat întreabă. Oamenii își asumă răspunderea doar pentru ei înșiși. Asta a fost discuția pe care am avut-o și noi două înainte. Da. În general, un bărbat nu va fi niciodată consiliat de o femeie. Băieții nu ascultă de fete. De dragul lor, se fac că ascultă. Dar, în general, fac ce știu ei și cum pot ei, pentru că așa funcționează sexul masculin. Și doar când sunt foarte, în foarte, foarte mare de rută, temporar primesc niște sfaturi pe care le ajustează conform experienței dumnealor. Deci este foarte greu ca o soție să ajute soțul. Ce poate să facă ea este să se ajute pe ea, să se țină ea într-o stare de echilibru, să gătească ea foarte echilibrat, ea să-și mențină o energie și un tonus astfel încât în fiecare zi să fie dinamică, iubitoare, zâmbitoare, să fie tot timpul pozitivă și soțul să zică ce faci? Vreau și eu. Ce faci tu? E singura modalitate să poți ajuta un bărbat. Altfel, e foarte complicat. Ne întoarcem la lucra cu noi, practic. Eu o să mă uit aici, mă uit la comentarii. Mai întreabă cineva glucoza în stare pură, dacă este bună? Aș prefera să nu. Asta o folosesc oamenii de știință în laborator. Nu e cea mai bună alegere. Există alimente care conțin combinații glucoză. Glucoză, fructoză, deci fructele, mierea, siropul de arțar, deci există combinații, fructele uscate, dacă vreți ceva mai concentrat, dar acolo atenție la cantitate, dar în general fructele să știți că conțin cantitățile optime de fructoză, nu glucoză, fructoză și glucoză, da? Care ajută ficatul să... Ficatul și ea cât are nevoie. Cât are nevoie. Uite, încă o întrebare apropo de ce discutasem la un moment dat, și dacă mâncăm carne și bem limonadă cu miere, nu e tot o combinație lipid cu glucoză? Ba da, la aceeași masă da, dar până la urmă, e clar că așa este, dar e clar că după ce mâncați carne, va cere corpul zahăr. Și dacă îi dăm prăjitură sau plăcintă, Mai bine îi dăm limonadă e mult cu mai rău, miere. evident, evident. Va folosi cât va putea corpul. Și depinde și de carne, că până la urmă, în interacțiunile mele, nu toată proteina animală este înțesată în grăsime. Există proteina animală destul de slabă, pe care se pare că ficatul o tolerează mai bine atunci când e nevoie încă de proteina animală. Da? Cum e carnea de vită sau carnea de vânat. Animalele care se mișcă în natură n-au foarte multă grăsime. Corect. Atunci când rinichii nu mai filtrează, cum putem să-i ajutăm să-și revină? Susținerea rinichilor se face cu procesul acesta natural de detoxifiere, pe care îl tot discut în toate cărțile. De exemplu, ca și prim sfat, este ajustați dieta pe partea alcalină, aveți grijă la fluide și, în special, toate măsurile astea tip masaj ale spatelui, căldură locală, băi cu apă cu sare generale sau la picioare, ajută enorm partea asta de drenaj a rinichilor. Rinichii sunt foarte bine susținuți în sanatoriile balneoclimaterice, de toate măsurile care se întâmplă acolo. Cine a fost la un sanatoriu știe de băi, de plante, de minerale, de toate măsurile care se iau. Acolo se simt rinichii. Apă caldă, apă rece, tot felul de Exact. apă termală. Boale termale și așa mai departe. Deci gândiți-vă că rinichii sunt stăpânii apei. Deci undeva în împărăția apelor, acolo se echilibrează rinichii. La mare. Vă invităm la mare la vară, da? În notul în apa mării, statul pe nisip, cu rinichii pe nisipul fierbinte și băile de soare, ajută enorm. Rinichii adoră căldura. Deci dacă vreți să faceți prima măsură de susținere a rinichilor, ceva cald pe zona lombară. Știți că bătrânii își puneau brâu. Ceva cald, o buiotă caldă pe zona lombară seara. Deci este prima măsură de ajutor pe rinichi. Adoră căldura, adoră băile calde.
Apropo de când ne întoarcem, cu toate că despre sănătate am vorbit și până acum, spuneam sănătatea în ziua de astăzi, da? Păstrarea sănătății în ziua de astăzi. Nu avem cum să nu ne gândim la latura de tot ce se întâmplă acum. Nu vreau să intrăm în polemici, discuții de genul acesta, ci pur și simplu, fiind o agitație permanentă, fiind o nedumerire permanentă cu tot ceea ce se întâmplă, fie că e de vaccin, fie că e de mască, fie nu contează, agitația persistă și există. Și atunci, cum putem să prelucrăm aceste lucruri în așa fel încât să nu ne afecteze sănătatea? Ne întoarcem la ce am discutat de o oră și jumătate. Eu am mai trecut prin stări de genul ăsta atunci la Revoluție, de exemplu, în care confuzia a fost la Da, nivel politic. incertitudinea aceasta. Ne vaccinăm, nu ne vaccinăm, purtăm mască, nu În purtăm, ne face bine, preajma recunoscutului, da, oamenii în general devin confuzi. Asta se cheamă procesul. Procesul nu de ne confuzie. face Că mintea nu mai are povestea aia cu bine. Da, care exact. Reperele. nu mai are reperele obișnuite. Și atunci, ăsta e momentul în care ne centrăm pe noi înșine. Deci, asta este și efortul pe care eu îl fac acum, anul acesta. Mie nu, în general, nu-mi stătea un obicei să fac evenimente atât de dese online și să ies foarte mult și să educ. Dar am realizat că pe starea asta de confuzie foarte intensă, am nevoie să îi ajut pe oameni măcar la o chestie importantă. Să-și susțină organismul fizic. Și ce pot să facă oamenii? Să-și susțină ficatul. Că asta discutam, da? Deci dacă e să facem orice tratament, nu mă refer la vaccinuri, dar și vaccinuri, da? Dar antibiotice și orice luăm substanțe chimice, ce organ este cel mai afectat? Ficatul. Dacă avem nevoie să facem procedura asta, deci nu zic avem sau nu avem, dar dacă este să fie, ok, măcar să fie ficatul puternic. Să poată după aia să-și facă detoxifierea naturală. Deci ce putem să facem? Susținem ficatul. Când ficatul e puternic, e întărit, ochii și vederea e clară, știm ce avem de făcut. Este exact ce discutam, conexiunea între ficat și ochi. Deci ce pot oamenii să facă ca să fie mai puțină confuzie? Să-și vadă de ei, să se întoarcă către ei, către corpul lor, să fie mai atenți la dietă, să-și facă toate părțile astea de curățenie și detoxifiere, că de-aia facem și programele cu mișcare și cu dinamică și cu tot ce înseamnă susținerea ficatului de la toate nivelele, tot ce știu ca și tehnici și ce am aplicat și eu pe mine, și să se focalizeze în interior, pe corpul lor, să devină cât mai centrați, iar mental, ca să nu umble în scenarii și să poată să filtreze dintre toate lucrurile de acolo, să-și amintească, cel puțin pentru cei care sunt mai în vârstă și au trăit în perioada comunismului, dar și pentru ceilalți care nu au avut ocazia asta, că ființa umană e foarte puternică și că are ghizi puternici pe lumea asta. Și cel mai puternic ghid se cheamă Divinul. E partea de creator. Cu Divinul înainte, rezolvăm orice. Asta e momentul în care oamenii își testează credința. Cine e credincios, rămâne centrat, liniștit, că știe că Dumnezeu nu vrea rău nimănui. Doar ne încearcă și nu ne dă mai mult decât putem să ducem. Asta ne-au spus toți părinții spirituali. Dumnezeu nu ne vrea rău. Nici virusul, nici nimeni. Vrea să vadă. Doar, ia să văd, care e? V-am dat de toate, v-am îmbuibat, sunteți, aveți o bună stare, aveți Abia tehnologie. mai duce ficatul, apropo de ficat. Ia să văd, ia să văd cum duceți o provocare. Și acum vede cine duce, cine nu duce. Cine. Așa? Ne pare rău, dar se poate ieși din chestia aia reîntorcându-se către Divin. Că de fapt aia e calea. O rugăciune, o focalizare, o centrare. Doamne, tu știi ce să faci. Arată-mi calea, zi-mi care e următorul pas de făcut, tu înainte, eu după tine. Asta e calea mentală. Iar calea fizică este calea echilibrului și calea susținerii părții de divin din noi. Și credeți-mă, ficatul este zona cea mai divină a corpului nostru, că e apropiat de ceea ce noi numim plexul solar. Este soarele nostru interior. Acolo este sediul curajului în corpul nostru. Putem vorbi despre o inteligență corporală, adică să ne ascultăm corpul. Este inteligența corporală. Corpul e mai inteligent decât mintea, pentru că e creat de divin. Corpul e perfect. Este un computer biologic extraordinar. Dar poate fi dat peste cap bruiat de educație, de modul în care am fost crescuți, adică. Asta se întâmplă. Asta se întâmplă de cele mai multe ori. Este trasă frâna de mână. Deci suntem o mașină cu frâna de mână trasă. Asta se întâmplă. Dar niciodată mașina nu se lasă. Mereu vine peste frâna de mână, că știi că vin toate impulsurile. Mă, dar totuși, da de ce? Da, ok? Mașina e mai puternică.
Deci corpul biologic întotdeauna învinge. Adică divinul învinge, divinul învinge, ok? Mereu învinge. Creația, până la urmă, nu? Că suntem creați de către Dumnezeu Viața, și atunci... viața învinge. Deci viața câștigă. Viața câștigă și știți, indiferent ce se întâmplă în jur, eu văd ce se întâmplă și asta, dar viața învinge. Ușor, ușor găsim soluții. Suntem atâția și ne punem mințile una lângă alta și rezolvăm puzzle-uri. Le rezolvăm, întotdeauna le-am rezolvat. În timpul războiului am făcut-o. De-a lungul cutremurelor și altor cataclisme am făcut-o. În perioada aia dificilă de tranziție de la comunism la o altă orânduire am făcut. Facem. Avem antrenament. Cel puțin pentru generația mea, eu acum îmi dau seama de ce am fost antrenați în felul. Eu chiar îmi dau seama de ce a trebuit să trec prin tot ce am trecut în cursul vieții mele, totul are sens acum. Că acum mi se spune, ok, tu știi atât de multă teorie, ia să te văd acum în practică, hai pune mâna, zici tu de credință și de asta, acum să fii credincioasă. Și când vezi că totul cade și că ăștia te obligă să renunți la corpul tău, să asta, tu rămâi drept credincioasă și știi că Divinul nu va permite să se întâmple asta. Foarte, foarte Asta frumos este spus. credință. Asta este credință. Acum, în încheiere, pentru că ne vom vedea în februarie, după cum am aflat înainte de interviu, unde vom vorbi despre capcane. Încă nu este evenimentul pe site, dacă îmi permiți sau de fapt, te rog pe tine să spui câteva cuvinte despre webinarul din februarie pe care urmează să-l facem Da, îți împreună. mulțumesc mult că am venit așa cu propunerea, pentru că a venit pur și simplu din ieri, după webinarul cu fica tu, au fost și întrebări și ceva discuții și am zis hai să dezvoltăm mai departe subiectul. Va fi un webinar de 2 ore despre capcane și chei în detoxifiere. Vreau să vă povestesc un pic despre experiența mea în procesul de detoxifiere, despre capcanele în care am căzut. Pur și simplu, doar să le auziți și să deveniți familiar cu ele și despre cheile pe care le-am găsit ca să pot să șuntez când mai cad în capcane. Că nu înseamnă că nu mai cad. Să știți că găurile sunt încă acolo și mai cad în ele, dar ies mai repede decât o făceam anterior. Ai Și cheia acum, știi? e așa de puternică, Doamne, e atât de bine să o ai. Și am zis, asta e un mare dar și asta chiar trebuie împărtășit. Și atunci vom face acest webinar de 2 ore, iar intenția mea, o să vorbesc și cu Cristela Georgescu, nu pot să vorbesc încă în numele ei, dar intenția mea e să facem un întreg atelier de împuternicire despre, în detaliu, despre capcanele și cheile în detoxifiere, pentru că subiectul este extrem de mare. Iar Cristela are o experiență fabuloasă vis-a-vis de procesul de detoxifiere și la adulți și la copii. Eu am și eu experiența mea și personală și profesională și cred că împreună putem să facem o discuție absolut irezistibilă despre aceste capcane și cheile de a putea să ieși mai repede din capcane și la un moment dat chiar să le și eviți, ca să poți să accelerezi un pic procesul de echilibrare fără problemele astea. Deci vorbind de Cristela, să nu uităm că avem cu ea Da, în luna martie exact, acum urma evenimentul. să spun le-am luat în ordine cronologică, va fi în februarie, la final de februarie, voi urca pe site zilele următoare de îndată ce am detaliile de la Sorina, iar bineînțeles în martie, alături de Cristela, pe 19 și 20 martie, am să vă las încă o dată link-ul, găsiți pe alexaevent.ro evenimentul. Ne vedem alături, da, de Cristela și Sorina să vorbim despre o tematică, zic eu, foarte importantă. Mai întâi mama, apoi copilul, la final restul familiei. Da, e foarte important ca, știi, noi în ultima perioadă punem femeia în centrul educației noastre și o facem pentru că suntem femei și punctul de vedere e evident personal și o facem pentru că am observat că echilibrând, femeile sunt rapid de echilibrat, sunt foarte flexibile pe interior și însușesc rapid alte puncte de vedere. Bărbații sunt un picuț mai structurați și, să zic, mai rigizi. Când au un punct de vedere clar, ies mai greu de acolo, au nevoie de multe dovezi. La femei, corpul simte. Când se simte, când intuiția a simțit, a, asta e direcția corectă, nu-i mai trebuie multe explicații, ea se duce pe direcția respectivă. Și am observat că datorită acestei plasticități, dacă lucrăm cu femeia, copilul se echilibrează. Deci dacă femeia s-a echilibrat, 80% am echilibrat copilul, mai avem de muncit stropișor, da? Și dacă femeia și copilul sunt bine, toată lumea din jur vrea. Deci toată lumea vrea. Și atunci e foarte simplu, n-avea rost să lucrăm cu fiecare în parte, munceam și pierdeam la energie. Nu, nu, nu. Ne ocupăm de femeie, vedem după aia. Și exact despre asta vrem să detaliem în evenimentul pe care îl oferim.
de echinocțiu de primăvară, pentru că femeile sunt niște primăveri și doar în primăvară ne și sărbătorim și mărțișorul și 8 martie și ziua femeii, deci este mânușă legată tema noastră de energia perioadei și este energia detoxifierii rinichilor. Și o să vorbim mult despre trecerea prin frică. Femeile sunt maestre ale fricii, așa cum bărbații sunt maestri ai furiei. Deci o să vorbim foarte mult despre evenimentele astea frumoase care cumva se conectează între ele. Că de asta o să fie cumva într-o suită, o să fie evenimentul din februarie pe 27 februarie cu capcana în detoxifiere și chei, o să fie despre femei și influența lor și bineînțeles că o să vorbim tot despre detoxifiere, că facem ce facem și tot acolo ajungem. Și probabil că în iunie, mai iunie, când ne apropiem de solstițiu de vară, vom face celălalt atelier de împuternicire cu Cristela pentru partea asta mai detaliată a cheilor în detoxifiere, unde realmente vom avea și un material scris și toate informațiile care se vor acumula de-a lungul acestei perioade. Da, foarte important de reținut, cel din martie nu se va repeta atelierul, se va primi manual și înregistrare audio pentru toți cei care participă. Deci este o ocazie unică pe care ar fi bine să nu o ratați. Sunt unice, toate evenimentele sunt unice pentru că energia acestui an este unică și atât eu cât și Cristela, noi facem un pic niște eforturi dincolo de ce ne planificasem noi să facem, tocmai datorită acestei energii. Noi încercăm să găsim răspunsuri pentru noi, oferim și noi răspunsuri și prin împărtășirea cu ceilalți oameni aflăm mai multe și cred că nu o să mai repetăm nimic din ce facem anul ăsta, pentru că nici anul ăsta, ca nici anul trecut, Nu nu e cred. la fel. Corect. Absolut, sunt irepetabile. Și încă nu avem structurate programe de acelea care să se repete și asta, pentru că nu cere energia perioadei. Energia perioadei cere E de evenimente schimbare, da, și adaptare. acordate la tot ce e, exact. Numerologic vorbind, da. Plus că sunt ateliere de împuternicire, practic, prin ateliere voi învățați cum anume să faceți mai departe de unii singuri, nu să deveniți dependenți de un program sau să reveniți la acel curs de N ori. Ăsta este scopul, așa se și numește atelier de împuternicire. Ok, eu îți mulțumesc că, uite, nici nu știu când a trecut o oră jumătate. Eu îți Dacă ar mulțumesc. fi să le spui ceva de încheiere celor care ne ascultă și vor reasculta pentru că înregistrarea va fi pe YouTube ulterior urcată, nu știu, sfat poate sună mult, că lumea caută iarăși rețete, cuvânt de încheiere, aș spune eu. Da, mulțumesc mult. Da, așa, ca o energie de... că știi, sunt cicluri și trebuie începute și finalizate. Început, cuprins, încheiere, nu trebuie Da. totuși să Nu, fie ciclurile finalizate. trebuie finalizate. Am început într-un fel și avem nevoie să terminăm într-un fel. Și am început când m-ai întrebat tu cine sunt eu, știi? Și am spus că sunt o ființă curioasă care s-a căutat mereu și care a căutat răspunsuri la întrebări. Și acum, la final, pot să povestesc care e unul din răspunsurile pe care le-am găsit pentru mine, în acest moment, că sunt sigură că se mai schimbă, dar e un răspuns care mă ajută să rămân cu mine. De fiecare dată când totul din jur mă trage să fiu mai puțin eu. Și e răspunsul că întotdeauna o să fiu viață și întotdeauna o să fiu credință și întotdeauna o să fiu ceea ce eu aleg să fiu în fiecare moment. Mă creez pe mine. Am realizat că, de fapt, ceea ce fac eu în fiecare moment este să mă creez pe mine și să-mi creez circumstanțele vieții împreună cu partea asta de divin care mereu mă ghidează. Și vreau să le spun tuturor oamenilor că au această putere, ea e acolo înăuntru, și că divinul este mereu alături de noi. Niciodată nu suntem singuri. Asta e ce am aflat eu. Din curiozitatea mea de copil, am aflat că dacă eu mă echilibrez, lumea din jurul meu se echilibrează. De asta muncesc la mine. Din iubire pentru lume. Și din iubire pentru tine, mă gândesc, că Din faci iubire parte pentru din lume lume. muncesc la mine și de asta le doresc tuturor, din iubire pentru ei și din iubire pentru ceilalți, să lucreze pe ei înșiși, fiecare pe sine. Îți mulțumesc din suflet, Sorina, le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi și întrebărilor au fost foarte multe, dar sunt sigură că vor fi și alte ocazii în care își vor găsi răspunsul. Dacă vor cei care doresc consultație la Sorina pe site-ul ei, v-am lăsat link-ul. Și ce să zic, să ne vedem cu drag data viitoare, aveți grijă de voi. Să vă fie bine și să ne fie bine. La revedere! Zi bună, seară. Deja, uite, s-a întunecat afară, mi-a Negați rămas și seară, o zi minunată! la fel.